Putere, încredere și încăpățânare. Anume aceste cuvinte apar în mintea voastră când în față aveți un astfel de colos. Și cel mai groaznic este că nu știi niciodată ce este în capul lui. Haideți să ne uităm la rinocerii în acțiune, așa că puneți un like și să începem! Există ceva străveche în acest animal, ceva preistoric și primitiv, mai ales având în vedere că masa lor poate să treacă de 2 tone. Să nu vă lăsați duși de nas de stângăcia care e doar aparentă a giganților cu piele groasă. Căci de fapt rinocerii au un temperament arzător și nu le plac deloc străinii pe teritoriul lor, și al lor consideră că e totul în jur. De aia le ei fug rapid când văd așa oaspeți. Niciun fel de pradă nu merită așa risc, dar uneori îndrăznesc să atace rinoceri. Leii fac asta foarte atent și fug rapid de acolo. Gigantul poate să ajungă de urmă pisiciule mari și nu le va fi deloc bine. Ca să se salveze de ei, leii se urcă chiar și pe copaci. Grupuri mari de lei nu pot inventa cum să doboare un singur rinocer. Restul vecinilor din savană își abandonează treburile ca să vizioneze cu atenție bătălia. Dar dacă cu leii rinocerii se luptă pentru viață, cu alții disputa privește teritoriul. Și cu cât mai mare este adversarul, cu atât e mai bine. Dacă rinocerul începe să dea din cap, să-l lase spre pământ, să expire tare prin nări și să lipească urechile de corp, atunci mai bine plecați de acolo cât se poate de repede. Dar norocul a salvat un automobil întreg de turiști. Deseori, anume mișcarea mașinii provoacă animalele la atac. Probabil că se gândește că adversarul fuge și vrea să reușească să-i mai dea una. Asta e din cauza că văd foarte prost. Deseori, mașinile primesc așa lovituri. Uneori, atacul lui poate fi foarte neașteptat. Rinocerul poate urmări o mașină multă vreme și la o viteză înaltă. Necătând la greutate, poate să accelereze până la 45 de km la oră și e capabil mult timp să își mențină acest tempo. Chiar te miri, cum de reușește să fugă așa mult timp? Doar priceperea șoferului și drumul relativ drept poate să vă salveze de la necaz. Așa agresivitate este manifestată și de alte specii de rinoceri. Așa că în Asia, un astfel de safari nu e mai puțin periculos. Acești gangsteri pot să blocheze drumul, iată, așa ușor. Nici măcar un autocar enorm nu poate să-i facă să plece din cale. În aceste imagini, în general, iese o femelă cu puiul său. Salvându-se, șoferul dă în spate și mașina cade în șanț. Din fericire, totul s-a terminat cu bine și oamenii nu au fost atacați. Acum e clar de ce lumea se ascunde când pe străzile orașului apare așa fiară. E foarte periculos să glumești cu el, dar mulți se pare că nu se gândesc la asta. Și în zadar, căci poate iată așa rapid să încerce să ajungă de urmă un pieton, apoi să-și marcheze teritoriul. Interesant e faptul că așa caracter este educat din tinerețe, căci rinocerul mereu e aproape de mama și vede cum mama vorbește cu vecinii. De aia, chiar și un pui va fi la fel de îndrăzneț. El va ataca oamenii chiar dacă ei vor să-i ajute mama și să-i prelucreze rănile. Ca orice copil, sunt foarte curioși și uneori pot să o primească de la vecinii mai mari. Iată așa amuzant își exprimă nemulțumirea când li se ia laptele. Ei bine, ăsta e chiar un adevărat plânset de copil. Desigur că orice copil adoră când este pieptănat astfel cu o perie. Dar necătând la protecția mamei, deseori sunt în mare pericol, fiindcă pe alături poate să fie un mascul masiv și puiul poate să sufere mult.
Mama se grăbește să-l atace, dar adversarul o depășește în dimensiuni. Uitați-vă cât de puternic este masculul. El o ridică de la pământ. După lupta scurtă, ea se salvează cu fuga. Masculii pot chiar destul de dur să atace și puii mici. Rinocerului nu este teamă nici măcar de elefant și poate să se năpustească asupra lui, iată așa. Atrageți atenția cât de sus în copac s-au urcat oamenii. Totul depinde de mărimea adversarilor, de fapt. Mama se ține cu demnitate și îl înțeapă pe elefant cu cornul său, după care el se retrage. Însă acesta nu se calmează și continuă să-și exprime nemulțumirea, rupând ramurile. Apropo, ați observat cum elefantul mai masiv a încercat să-și oprească ruda cu trompa? Și nu doar odată, dar bătăușul totuși s-a întors și văzând că rinocerilor nu le e frică de el, a început să arunce cu ramuri uscate. Dar obiectiv vorbind, rinocerii erau în dezavantaj. Înțelegând asta, aceștia se retrag. Când este vorba despre bivoli, însă rinocerul e mult mai încrezut. Taurul nu are nicio șansă. Masculul îl ridică cu ușurință și îl doboară la pământ. Iar asta este o bătălie și mai epică. Rinocerul are cornul tocit și bivolul a adus o întreagă echipă de sprijin. Dar asta nu l-a încurcat pe uriaș să-și arunce adversarul, iată așa. După, în general, îl ridică de la pământ și el aterizează pe spate. Nu-i rămâne nimic altceva decât să fugă. M-au mirat însă antilopele, care se luptă cu disperare, necătând la diferența enormă în dimensiuni. Uneori chiar reușesc să-i mute din loc pe rinoceri. Această antilopă neagră arată tuturor un adevărat exemplu de curaj. Ea folosește cu pricepere coarnele, de parcă ar fi niște săbii, și alungă ureașii unul după altul. Antilopa îngenunchează în același timp și ține capul aplecat, ca ei să nu poată să-și execute atacul. Iată așa de încăpățânat s-a dovedit a fi acest tank al lumii animale. Sper că v-a fost interesant! Prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați văzut vreodată în realitate un rinocer? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!